O gospodină a pus ulei în cafeaua de dimineață și a descoperit un truc genial pentru sănătatea sa. Specialiștii în domeniul sănătății confirmă rezultatele pozitive din acest punct de vedere. Ce beneficii are acest ingredient cheie din bucătărie dacă îl adaugi în cafeaua ta? Dacă și ție îți place să aplici trucuri pentru a-ți spori starea de sănătate sau pentru a-ți ușura munca, ai ajuns în locul potrivit. O gospodină dornică să experimenteze a descoperit un truc genial pe care vei dori să-l pui și tu în aplicare, cel mai probabil. Secretul implică folosirea unui ulei comestibil, uleiul de cocos. Aceasta, despre care am amintit, a pus câteva picături de ulei de cocos în cafeaua de dimineață și ce a aflat ulterior a uimit-o. Știai că produsul acesta este apreciat pentru aroma sa distinctă? Are un conținut ridicat de grăsimi saturate, ceea ce face produsul să se topească ușor când este încălzit. Nu trebuie să-ți faci griji când îl adaugi în cafea. Uleiul de cocos este folosit de unele gospodine și l-a gătit mai exact la coacere. Poate fi utilizat ca înlocuitor pentru alte tipuri de uleiuri sau pentru unt. În bucătăriile tradiționale, în special în regiunile tropicale, acest produs face adevărate furori. Întrebuințările uleiului de cocos nu se opresc însă aici. Ingredientul poate fi folosit în diverse scopuri în afara bucătăriei. De exemplu, unele reprezentante ale sexului frumos îl folosesc pentru a-și îngriji pielea sau părul, produsul prezentând proprietăți de hidratare importante. Se spune că uleiul de cocos are și proprietăți antibacteriene și antifungice. Acesta este unul dintre motivele pentru care a fost folosit și încă este folosit ca remediu natural. Dacă vrei să profiți și tu de proprietățile sale, poți aplica 2-3 picături de ulei de cocos în cafeaua de dimineață. Vei observa schimbări importante, precum cele remarcate de gospodina despre care am amintit. Femeia a scăpat de starea de greață de la începutul zilei și, un plus potrivit spuselor sale, nivelul de energie pe care l-a resimțit pe parcursul unei singure zile a crescut considerabil, relatează playtech.ro.